două minute de mers pe jos din punctul zero al Clujului, acolo unde orașul se sufocă din cauza zgomotului și aglomerației, există un spațiu plin de plante și aer curat, unde oricine poate să își ia un răgaz de relaxare. E vorba de Grădina Botanică a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, singurul spațiu de acest fel din oraș, vechi de 115 ani, folosit și pentru studiu didactic și pentru relaxare. A fost înființată în 1903 pe această locație și a fost deschisă ca și grădină botanică și ne bândim cu treaba asta că este cea mai veche grădină botanică din România care a rămas de atunci încoace, deci în permanență, pe același amplasament. Toate celelalte au fost mutate din cauza transformărilor urbane care au avut loc și așa mai departe și a fost necesar de suprafață mai mare. Pe când aici, de peste 100 de ani, este tot aici această grădină, ca și grădină botanică. În această perioadă a anului, în grădina didactică a USAMV pot fi vizitate lacurile cu nuferi, pot fi admirate sectoarele cu flori înflorite, precum bujori, trandafiri, iriși sau crini. Vă puteți plimba pe aleile pietruite și atent îngrijite sau puteți să descoperiți numeroase plante aduse de pe toate continentele lumii. În perioada de primăvară, sigur că florile sunt în plin șvung, așa, da? Stâncăriile sunt în plină floare, acum încet, încet au trecut câteva specii, dar încet se vor înălța altele. Nuferii vor începe să înflorească, peștii deja să zbenguie pe sub frunzele de nufăr și în continuare, apoi peste vară, vor fi speciile care de-abia acum le-am semănat și deocamdată încă se vede așa pământ gol și cu mici plântuțe, dar cine are răbdare până prin august, așa, le va putea vedea atunci. În cea mai veche grădină botanică a României există peste 3.000 de soiuri de plante, flori, arbori și arbuști. Aici există însă și o bancă de semințe. În fiecare an, specialiștii trimit mostre de semințe în toate țările lumii și primesc la schimb altele, care se transformă apoi în plante greu de văzut în țara noastră. Oaza de verdeață, ce se întinde pe câteva hectare, poate fi vizitată gratuit de luni până vineri, în intervalul orar 8-15:30. Specialiștii vă atenționează însă să nu rupeți plantele din grădină, ci doar să vă bucurați de frumusețea lor.